Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Sunt Alexandra Vasile și astăzi vom discuta despre terapia 3C și Festivalul Mondial de Autism în contextul pandemic. Ne bucurăm de prezența domnului Paul Constantin Cojocaru. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre și este necesar să menționăm faptul că domnul Cojocaru este părintele terapiei 3C în România. Și, de asemenea, este și antrenor de arte marțiale. Drept pentru care doresc să vă întreb, cum a prins viața acest proiect? Care este povestea? Cum a început totul, ținând cont de faptul că sunteți antrenor de arte marțiale? Și ce v-a determinat să vă implicați în viața copiilor cu autism? Păi, totul a plecat de la faptul că sunt antrenor de arte marțiale. Îmi predam acum 15 ani ca și opțional la artele marțiale stilul Kwan Kido într-o grădiniță. Am întâlnit acești copii, am întrebat educatoarele de ce ei nu sunt trimiși la oră. Au spus că sunt autiști. Zic, cum vine autism? Au zis că nu cred că aud. Aia și până la urmă am insistat să-i primesc la oră, am văzut că nu fac nimic și mi-a venit ideea de a invita și părinții să stea în spatele lor în așa fel încât să îi ajutăm să facă puțină mișcare. Așa a început totuși. Uite, au trecut 15 ani. Care este diferența dintre terapia ABA și terapia 3C? Terapia ABA este o terapie cognitiv-comportamentală, dar se lucrează pe alte arii decât, și în alt mod decât terapia 3C, care este terapie exclusiv neuropsihomotorie, unde exercițiile de coordonare sunt de bază. Construirea gândirii motrice, inteligența motrică, disciplina motrică, toate astea sunt obiectivele terapiei 3C. Să înțelegem că este o terapie mult mai complexă. Da, evident. Mult mai complexă nu decât alte terapii, este o terapie complexă. Și care ar fi avantajele ei? Păi, trebuie să vedem mai întâi ce obținem sau care este obiectivul final. Obiectivul final este dobândirea unui comportament psihomotor autonom și adaptativ, adică autonomie de mișcare, da? Și o autonomie de mișcare care să poată fi contextualizată sau adaptativă, da? Despre asta. Adică dacă ai un copil autist, da? Sau cu comportament autist, fiindcă este o diferență între persoana autistă și persoana cu comportament autist, dacă ai un copil care nu conștientizează propria schemă corporală, nu dispune voluntar și conștient de propriul potențial psihofizic, lucrăm în așa fel încât la finalul terapiei obiectivul final să fie atins și el să poată aborda un sport individual. Concret, în ce constă această terapie? Păi constă în aplicarea unor exerciții de coordonare ochi-mână, ochi-picior, coordonări generale, în așa fel încât să putem construi gândirea motrică, adică să formăm noi neuroni cu noi informații, noi sinapse, probabil o nouă structură neuromotorie sau să o reactivăm pe cea afectată și să redăm copilul societății, practic. Despre asta e vorba. Și părinților. Care este primul pas pentru o recuperare? Primul pas pentru recuperare este un diagnostic corect. Al doilea pas pentru recuperare, foarte important pentru recuperare, este abordarea procesului global de recuperare, fiindcă nu trebuie să faci doar terapia 3C, așa cum am spus, sunt și terapii senzoriale și terapii pe comportament și logopedice. Trebuie abordat tot pachetul în așa fel încât la final copilul să poată fi integrat în societate. De la ce vine denumirea de 3C? 3C înseamnă conștientizare, coordonare, concentrare. Lucrând, copilul devine din ce în ce mai conștient de propriul potențial de mișcare, fiind din ce în ce mai conștient, încearcă să se coordoneze cât mai bine, încercând să se coordoneze cât mai bine, crește capacitatea de concentrare. Cum lucrează, practic, un terapeut cu un copil cu autism? Sunt abordări diferite ale promptului, cum spunem noi specialiștii. Dacă ai un copil cu autism sau cu deficiență psihomotorie severă, lucrezi cu prompt, adică efectiv îl ajut să facă fiecare mișcare, gesturi pe care noi nu înțelegem cum nu le-ar putea face cineva. Pentru copilul cu autism ai nevoie de prompt și după aceea ușor, ușor promptul îl diminuăm, mergem pe comandă verbală, poziționarea
persoane care acordă promptul este diferită de la etapă la etapă și se ajunge până la urmă la un lucru față în față cu persoana cu autism, în așa fel încât să construim disciplina motrică, ritmicitatea, inteligența motrică, exact ce am spus mai devreme. Pandemia de coronavirus ne-a afectat pe toți. Ce s-a schimbat în privința ședințelor? Ce s-a întâmplat? Ce decizii ați luat pentru prevenirea răspândirii virusului? După șocul închiderii sălilor, când efectiv ne-am văzut în imposibilitatea de a lucra așa cum lucram înainte, am elaborat un modul online cu care am început să lucrez cu copiii cu care eram în terapie. Între timp, sălile s-au deschis și modulul online este chiar de foarte mare succes. În momentul de față lucrez cu copii din țară și copii din alte 4 țări. Și chiar care ar fi aceste țări? Păi am din Ucraina, Italia, Germania și Franța. Câți copii aveți? Sunt 12 copii din străinătate cu care lucrez. Unii sunt ai unor părinți români care sunt în străinătate, alții sunt efectiv străini. De câte ședințe de terapie are nevoie un copil cu autism, să spunem, într-o săptămână pentru a avea o recuperare? De minim două. De minim două și eu recomand maxim 4 ședințe, să lăsăm totuși copilului timp să-și proceseze informația. Copilul cu autism are nevoie de un timp de procesare un pic mai mare. Și mai mult de atât, eu insist și în postările de pe Facebook și în cele de pe blog să încercăm să vedem cât mai mult copilul și nevoia acestuia. Da? Nevoia acestuia nu este aceea de a fi privit ca un om cu probleme, ci nevoia lui este ca noi, toți ceilalți părinți specialiști, să descoperim omul sau copilul. Da? Bine, tot aia, omul sau copilul. Să descoperim copilul și să-l ajutăm să se dezvolte. Ce ar trebui să știe părinții? Cât durează acest program? Pentru cazurile severe, lucrurile se întind pe perioada a 4 ani. Pentru copii foarte puțin afectați și care au doar o dezordine psihomotorie, dacă putem spune așa, lucrurile nu durează mai mult de 2 luni. Pentru cazurile care sunt mai puțin severe, să înțelegem că are doar o deficiență în privința comportamentului? Sau... Da, e vorba de structurarea informației achiziționate până la vârsta respectivă, de crearea unei discipline de mișcare, fiindcă dacă nu ai o disciplină de mișcare, nu poți avea o disciplină de gândire, nu poți avea o disciplină în mișcări și cam despre asta e vorba, așa pe scurt. Ce este de făcut la nivel familial, dar și în societate, pentru ca acești copii să aibă o șansă reală la viață demnă și independentă? Da, e un aspect sensibil ăsta cu șansa reală. În primul rând, fiindcă tot ce înseamnă asistență socială în România e sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Nu trebuie să ne ferim și nu doar pentru autism, pentru tot ce înseamnă dizabilitate. România are un foarte mare gol, dacă putem spune așa. Părintele, așa cum v-am mai spus, postez și pe Facebook și pe blog, părintele trebuie să rămână părinte, da? Copilul are nevoie de un suport pe care să se dezvolte emoțional și dacă acela nu este părintele, altul nu are care să fie, da? Familia este scara pe care copilul se dezvoltă emoțional. Dacă părintele este echilibrat emoțional și dacă are o atitudine pozitivă, copilul va crește. Dacă lucrurile stau invers, această creștere nu mai poate fi făcută. Pentru societate sau pentru tot ce înseamnă copiii cu autism din România, eu insist în formarea unui departament național pentru autism, din cauza că și prognozele pe următorii 25 de ani sunt de 1 la 4 sau 1 la 5. Într-adevăr, diagnosticile sunt un pic forțate la unele persoane, fiindcă este vorba de un spectru și atunci dacă ai întârziere în dezvoltare mai nou, intri în spectrul autismului, trebuie totuși să delimităm, să spunem clar ce este o persoană cu autism și ce este o persoană cu comportament autism. Da? Care este diferența între ele și de ce
persoanele cu comportament autist probabil nu ar trebui să fie în spectru sau ar trebui să se găsească o altă denumire pentru toată treaba asta. Persoana cu autism este o persoană care nu este conștientă de propria corporalitate, dar care nu are capacitatea de a dispune de propriul potențial psihofizic într-un mod autonom, da? Nu știe care mâini, nu știe care picioare. E greu de înțeles toată treaba asta atâta timp cât tot ce înseamnă autism este perceput de societate ca niște genii, ca niște creiere foarte evoluate, mult peste noi. Ar trebui totuși la faza asta să ne punem puțin să ne întrebăm puțin, adică toate creierile astea mari, toate aceste genii sau capacitatea asta de a face lucruri pe care ceilalți nu le fac, dau doar dizabilitate. Adică dacă ai un super creier, normal ar trebui să fii la un high level, nu să fii o persoană care nu este integrabilă și care nu dispune de propriul potențial psihofizic și intelectual. Ca să mă întorc la diferența dintre cele două, deci persoana cu autism este o persoană care nu dispune conștient și voluntar de propriul corp, pe când la persoana cu comportament autism avem de face cu persoane care sunt sau care au deficiențe majore pe zona senzorială și emoțională. Da? Cu ele poți comunica, în schimb ele nu înțeleg foarte bine de ce se întâmplă un lucru, de ce se întâmplă alt lucru și atunci ei sunt și mai ușor de recuperat. Există cumva și dezavantajele acestei terapii? Dezavantajele terapiei trece? Nu expun să există, nu ai așa ceva. Care ar fi rezultatele unui copil cu autism în momentul în care reușește să parcurgă toată terapia? Păi, haideți să vedem. Dacă avem un copil care nu știe că are mâini și picioare, da? Care nu conștientizează propriul potențial psihofizic, care nu este în stare să mute un obiect dintr-un loc în altul, într-un context impus, da? Fiindcă ei altfel merg. Dacă te uiți la ei, m-am mai întâlnit cu specialiști care au spus, dom'le, dar ăștia n-au nicio problemă, se cațără, sunt mulți cu minți. Și întrebarea mea a fost, dar dacă ei nu conștientizează că se cațără, că aleargă, că merg, ce nu există așa ceva? Păi, uite, există. Fiindcă la evaluarea inițială, în momentul în care îl pui să pășească într-un cerc sau să facă anumite mișcări simple, de altfel, nu se întâmplă. Înțelegeți? Părinții sunt șocați, zice, nu mi-am închipuit că poate fi așa. Fix așa e. Înțelegeți? Asta înseamnă să înțelegi ce este o persoană cu autism. Dizabilitatea psihomotorie sau deficiența psihomotorie în autism diferă de deficiența psihomotorie a oricărei alte persoane care este conștientă și care are rațiune. Persoana cu autism nu are rațiune, ea trebuie construită cu ajutorul exercițiilor din terapie. Da? Te folosești de suportul vizual pe care îl are sau de capacitatea de a înregistra în vizual capacitatea pe care copilul cu autism are și pe un suport vizual tu construiești rațiunea, da? Fiindcă persoana cu autism este o persoană care gândește în imagini. Atunci tot ce se întâmplă în câmpul lor vizual trebuie să aibă o cheie logică. Dacă în câmpul lor vizual este haos, înregistrarea este una haotică. Comportamentul pe care îl vor dezvolta este unul neadecvat sau haotic. Este foarte simplu de înțeles. Andrei Andu este primul copil cu autism din România, premiat la Festivalul Mondial de Autism la categoria Excelență în Sport în 2014 în Scoția. Cum poate fi învins autismul? Asta e o poveste cu autismul pe care îl învingi și pe care nu mai ai. Excelență în sport. Da, nu mai ai. Ajung imediat și la Andrei, care, într-adevăr, a atins un nivel, cum să spun, pe care nu credeam că poate să-l atingă o persoană cu autism. Între timp, mai sunt și alți copii care au atins acel nivel. Asta cu convingem autismul e o poveste, din cauza că autismul nu dispare, da? Comportamentele de tip autist nu dispar. Ele nu mai, cum să spun eu, apare capacitatea de autocontrol la persoana cu autism, la care
sau pe care se lucrează un proces global de recuperare eficient, dar ele în moment de stres, în momente de stres de maxim sau de oboseală, așa, ele reapar. Trebuie să nu creăm o imagine deformată asupra autismului. Ai învins autism, ai ieșit din autism. Sunt foarte mulți adolescenți sau adulți cu autism care sau despre care afișează părinții sau specialiștii chestii de genul am învins autismul și care sunt pe antidepresive sau nu e corect. Trebuie să fim sinceri și să spunem lucrurilor pe nume. Autismul nu dispare. Persoana cu autism va fi un adult cu autism. Da? Atâta doar că el va fi foarte funcțional dacă se va lucra bine cu el și din cauza asta, cum să spun, poate și la nivel de societate lucrurile se percepția o să se schimbe un pic și persoana cu părinții nu vor mai trece prin ce trec acum, adică până în 18 ani ești autist, după 18 ani trebuie să mergi să demonstrezi că el în continuare este autist. Trebuie să, noi specialiști trebuie să ieșim în față, să sprijinim părinții, să spunem autismul nu dispare. Toată viața nu dispare, da? Deci persoana cu autism care are acest diagnostic poate fi funcțională, dar el pe toată perioada vieții lui va fi o persoană cu autism. Ca să ne întoarcem la Andrei, într-adevăr, în 2014, de fapt e vorba de Gemini, Andrei și Mihai, amândoi au făcut terapia 3C, au ieșit din terapia 3C, numai că Mihai, fiind o fire mai boem, așa a ales pictura, Andrei i-au plăcut foarte mult artele marțiale și în 2014 a câștigat premiul Excelență în Sport, este primul copil cu autism și de fapt singurul din România, premiat la Festivalul Mondial de Autism din Canada. Da? El a primit premiul atunci când festivalul a fost în Scoția, în Edinburgh, dar v-a spus, este primul copil. Din păcate nu se știe foarte mult despre chestia asta, nu se vorbesc foarte mult despre rezultatele astea, n-am idee de ce, sau și dacă am idee, nu vreau să dezvolt. Dumneavoastră îi ajutați practic pe copiii cu autism să evolueze zi de zi, înregistrând progrese uimitoare, așa cum am discutat și mai devreme. Care este deviza după care vă ghidați în activitate? Da, trebuie să inventez una, fiindcă nu am o deviză, dar în mod clar ceea ce contează este copilul. Totul trebuie făcut în așa fel încât să ai o evoluție constantă, permanentă și la final copilul să devină autonom din punct de vedere psihomotor și să poată fi integrabil, să poată aborda un sport individual, fiindcă de la fel trebuie să spunem că o persoană cu autism, care chiar e autistă, nu va putea aborda un sport de grup. Da? Deci asta cu Messi sau nu știu care mai e și care sunt autiști și joacă fotbal sau nu știu ce și la nivelul ăla sunt niște povești. Sau dacă ele sunt adevărate, am vrea să știm și noi rețeta cum s-au vindecat oamenii ăștia, cum s-au vindecat, cum au ajuns la nivelul ăsta. Câți copii cu autism beneficiază de terapia 3C în România și de asemenea câți copii aveți în Constanța? Da, nu știu câți beneficiază fiindcă am cursuri de formare și am terapeuți care lucrează, dar nu monitorizez numărul sau chin. Singurul lucru care mă interesează în activitatea terapeuților pe care am format, câți copii ai recuperat. Deci atât, da. Câți copii sunt recuperați în Constanța? Sunt. În Constanța, păi am, în momentul de față lucrez cu o grupă de 8 copii care au ieșit din terapia 3C și care fac arte marțiale, de-a lungul timpului au fost mai mulți, da. Nu toată lumea ajunge sau alege să facă și un sport. În momentul în care vede că începe să... Și nu toată lumea are răbdare să ajungă la finalul procesului de recuperare, fiindcă dacă el a avut un copil căruia îi mișca mâna să facă orice și copilul respectiv a început să fie mai conștient de propria corporalitate și oarecum autonom, părintele se grăbește. Ce cam a început să miște, zice, haideți acum să mă duc să-l învăț să vorbească să... și iese mai repede din terapie decât indic eu. Și vă dați seama, nu-s de judecat părinții, eu înțeleg nerăbdarea lor de a recupera cât mai repede, dar nu toți așteaptă momentul final în care spun eu sau alții terapeuți 3C, dom'le,
uite, acum poți să ieși din terapie, are un timp de răspuns bun copilul, are o disciplină motrică bine achiziționată și atunci el poate aborda un sport. Părintele se mulțumește de obicei cu foarte puțin și sau își pierde răbdarea și iese un pic mai repede din terapie. Oare cum trebuie să abordați o terapie și pentru părinte? Cea mai bună terapie pentru părinți, cea mai bună terapie pentru părinți este copilul care are rezultate uimitoare în procesul global de recuperare. Altă terapie eu nu cred că există pentru părinți. În momentul în care vezi că copilul tău înflorește efectiv de la o ședință la alta sau de la o lună la alta sau nu-ți mai trebuie terapie. Câți terapeuți străini există în România? Pentru că dumneavoastră sunteți și formator, mentor. Eu sunt fondatorul terapiei 3C, nu sunt promotorul ei sau doar promotorul ei în România. Eu sunt cel care a fondat, a înființat această terapie, așa și care o răspândește pe plan mondial. Sunt câteva zeci de terapeuți care, aproape în fiecare oraș din România, sunt unul sau cel puțin doi terapeuți care lucrează. Și la Constanța, cât spuneați că sunt copii recuperați în urmă? Aici, în Constanța, în cei 15 ani de când tot am lucrat, cred că undeva în jur de 30-40 de copii au ieșit din terapie în momentul în care am spus eu, dar nu toți au ales să facă sport. Și cam asta e. Ce costuri implică terapia și dacă cumva sunt oarecum suportate și de către stat? Nici o terapie aplicată copilului cu autism nu este suportată de stat. Deci din start v-am răspuns la lucru care îl doare, la lucru care îi dor cel mai tare pe părinți. Și cum ar putea fi reglementat lucrurile acestea? Păi, eu am tot postat pe Facebook, pe blog. Eu cred că trebuie înființat un departament de autism, trebuie înființată meseria de terapeut în autism cu specializare, ABA, PEX, FLOR, toate astea, în așa fel încât în momentul în care statul te recunoaște pe tine ca terapeut în autism, are un departament de autism, atunci poate să-ți deconteze, dacă e nevoie să deconteze, da? Dar atât timp cât totul este un haos și e greu de făcut o chestie de asta, vă dați seama. Cu ce probleme v-ați confruntat? Pentru că ați militat pentru lucrurile acestea de-a lungul timpului. Nu, am militat. De acum nici nu mai militez, ca să nu spun altfel. Fac totul pe cont propriu, fiindcă au trecut totuși 15 ani. Și dacă nu obții 15 ani, știi cum te duci odată, te duci două ori, când vezi că nu obții nimic, îți vezi treaba ta. Ce au spus autoritățile? De ce? Nu există cadru legal pentru acreditare, nu sunt bani. Bine, eu nici nu m-am dus să cer bani. Eu singurul lucru care l-am cerut, ăsta a fost, hai să acredităm terapia. Au spus că nu există cadru legal, trebuie un proiect de lege, după care și m-au pus să fac cu totul altceva decât ceea ce trebuia. Nu, în România, Nu e nicio terapie aplicată copilului cu autism, nu este acreditată. Recunoașterea este altceva. Așa și terapia 3C este recunoscută pe plan mondial, dar acreditarea implică o acțiune din partea celui care a înființat terapia sau unui împuternicit în țara respectivă. Nimeni n-a făcut niciun demers până acum. Totuși, terapia 3C este brevetată la OSIM și implementată în România, în Ucraina, fiind premiată de 3 ori la festivalul. Urmează și în alte țări să o implementeze, erau un plan. Da. Păi am pe Franța, pe Bulgaria, am deschis niște discuții, în Canada tot ne chinuim, dar distanța este foarte mare și logistica este una care ne pune mari probleme. În Mexic aveam la fel niște discuții tot pentru implementare, deși acolo lucrurile sunt nu foarte bine pentru tot ce înseamnă zona asta autismului. Dar oricum, oriunde vreau să implementez, nu implementez în relația cu statul respectiv, ci cu asociații private care vor să... În Republica Moldova e implementată, deci... Ce ne puteți spune despre lansarea primului kit 3C cu 100 de exerciții 3C pentru coordonările ochi-mână și când și unde va fi lansat?
Păi, kitul ăsta e un proiect mai vechi, care, uite, datorită pandemiei și-a găsit și timpul, ca să spun așa, o vor fi 100 de exerciții de bază, da, de coordonare. Sunt exerciții totuși fără coduri, fiindcă codurile aparțin sau le dau doar terapeuților, codurile de construire a gândirii motrice, da, ca să nu... Sunt exerciții de coordonare, de structurare, de orientare spațială, cam acolo. Și când și unde va fi lansat? Eu sper până în primăvara viitoare să reușesc să-l lansez. Pe internet va fi lansat. Constanța, București? Constanța, București, în toată țara. Și va fi și pe o variantă pentru internațional, pentru cei de afară. Sunteți directorul Festivalului Mondial de Autism. Când se preconizează să aibă loc următorul festival? Da, deși festivalul este întrerupt, eu teoretic încă sunt directorul festivalului. În momentul de față așteptăm să treacă pandemia și după aceea vom relua discuțiile pentru reorganizarea lui. Să vedem. Și ca și țară, unde credeți că se va... E greu de spus acum, fiindcă trebuie relicențiate țările care doresc să organizeze festivalul. Asta se face în relația cu organizatorul. Eu nu am contribuție în zona aia sau responsabilități și o să vedem. Nu știu exact. Probabil o să reluăm în Mexic. În Mexic ultima dată trebuia să avem și tot așa nu s-au înțeles foarte bine organizatorii cu cei din Mexic și s-a anulat. Ce șanse de angajare au acești copii pe piața muncii de la noi? Niciuna. Niciuna nu au, fiindcă statul nu oferă nicio șansă acestor copii. Trebuie să spunem lucrurile lor pe nume. Singurii care oferim șanse sunt terapeuții care lucrăm efectiv cu acești copii și ne străduim să-i recuperăm și părinții care se zbat din greu. Dar statul nu oferă absolut nicio șansă. Și să înțelegem că totuși această terapie implică niște costuri destul de mari. Nu. Terapia trece, să știți că nu este una costisitoare, adică nu ajungi la costurile celorlalte terapii sub nicio formă. Cred că e de 5-6 ori mai ieftină cel puțin. Ce înseamnă, spre exemplu, terapia pentru 2 luni? Ca și costuri? Păi dacă lucrezi cu mine undeva la 1200 de lei pe 2 luni. Și rezultatele sunt uimitoare. Despre ce vorbim? Ce îndemnați pe părinții copiilor cu autism în privința terapiei? Să nu renunțe. Copiii cu autism au o șansă reală de recuperare, au o șansă reală de integrare și să nu renunțe. Da, să nu renunțe sub nicio formă, fiindcă chiar se poate. Eu am demonstrat. Și care ar fi mesajul dumneavoastră pentru autorități, pentru cei care au posibilitatea să facă ceva în țara aceasta, să modifice le sau să implementeze legi, în așa fel încât să sprijine copiii cu autism? Să vină către noi, cu soluții reale, nu cu promisiuni. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu!